Mă iertați pentru faptul că voi fi dur în acest video. Voi fi un pic mai dur. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace pe Paul Goma. Marele Paul Goma a încetat din viață. E o durere și o pierdere pentru cultura română. Și acum voi fi dur. Băi, oameni buni, statul român, omul ăsta a murit fără să-și recapere cetățenia română. Fără să-și recapere cetățenia română luată abuziv de Ceaușescu. Nimeni după 90 neocomuniști, mă scuzați că spun așa, dar după 90 am avut vorba lui Traian Băsescu. Vă place, nu vă place, Băsescu a zis, bine că ce blestem să aleagă între doi foști comuniști. Între el și Adrian Năsoat atunci. Nimeni după 90 nu s-a gândit ca acestui om să-i redea cetățenia română, lui Paul Goma, basarabeanul nostru, născut în Basarabia. Apropo, Republica Moldova a făcut mai mult pentru Paul Goma în ultimii ani decât a făcut România. Inclusiv am înțeles că la Edineț i-ar fi făcut o casă. Nu mai știu exact, știre mai veche. Nu, dar România e România, nu? Că România este de noi, popor genial. Ce să mai zic? Păi și știți care e durerea? Toți ăia care la Chișinău acuză România, ăla Bătrâncea, ăla Vlad Bătrâncea de la PSRM care a rupt hartă României în plenul Parlamentului, ăla are pașaport românesc în buzunar. Bă, toți ăia care acuză România, toți au pașaport românesc. Bă, mă iertați pentru faptul că pierd un pic așa, că mă doare. Nu pot să nu urli asemenea chestii. Toți au pașaport românesc, deci toți au cetățenie română, în timp ce Paul Goma nu și-a recăpătat cetățenia niciodată. A murit omul și nu și-a recăpătat cetățenia. Bă, stat român, tu ești stat sau ce ești? Nu numai că Paul Goma nu și-a recapătat cetățenia, aceștia au cetățenie, toți aia. Bă, și ăia de la Tiraspol, liderul de la Tiraspol, nevastă sa, are cetățenie română. Așa zis un lider de la Tiraspol. Și ăia au cetățenie română, ăia de la Tiraspol, liderii transnistreni. Uitați ce propun eu. Să intre bine clar tuturor în minte. Cea mai bună metodă de a cere scuze, de a cere iertare față de Paul Goma ar fi ca statul român să declare zi de doliu național în ziua în care va fi înmormântat Paul Goma. Sau, dacă nu, atunci în altă zi. Paul Goma merită o zi de doliu național. E adevărat. Nu va putea nimeni să șteargă cu buretele faptul că statul român nu i-a redat cetățenia. Dar cel puțin un pic va arăta că statul român îi pasă. Să zicem, așa, un pic o imagine mai bună. Mă iertați. Mă iertați că nu pot să nu izbucnesc, să nu urlu un pic. Nu vreau, nu pentru voi spectatorii acestui canal, nu pentru voi cei care vedeți acest video pentru prima dată suntem pe acest canal, nu pentru voi. Dar mă doare, mă doare de îmi vine să urlu.